După aceasta urmează povestea nașterii. Luca istorisește despre porunca împăratului August de a se face recensământul tuturor oamenilor de pe întreg pământul. Aceasta este desigur o absurditate. August putea face recensământul nu pe întreg pământul, ci numai în țările peste care domnea el. Această înscriere s-a făcut, spune Luca, întâi pe când Quirinus era cârmuitorul Siriei. A ști precis din scrierile din acea vreme că guvernatorul Quirinus a venit în Siria la 10 ani după moartea lui Irod, iar Luca povestește ca și cum recensământul ar fi avut loc în timpul vieții lui Irod. Este limpede că Luca a scris totul din auzite, a încurcat anii numele oamenilor, într-un cuvânt a ticluit totul, ca și Matei și ca ceilalți evangheliști. În timpul acestui recensământ, Iosif și cu Maria s-au pomenit la Betleem, astfel încât au fost obligați să se înscrie tocmai în acel oraș. Maria era grea. Născând feciorul, l-a înfășurat în scuteci și l-a culcat în iezle, în staul, deoarece nu găsise loc la Han. Mai departe, se povestește că niște păstori, care își păzeau turmele în câmp, deși în decembrie nici chiar în Palestina turmele n-au ce căuta pe câmp, l-au văzut pe îngerul Domnului, de care s-au speriat foarte tare. Luca notează și cuvântarea îngerului, pe care desigur n-a auzit-o niciodată. Îngerul povestește păstorilor că s-a născut Mântuitorul și totodată le indică și semnele după care să-l recunoască. Mântuitorul stă înfășurat în scutece și e culcat în iezle. În același timp apare mulțime de oaste cerească, luând pe Dumnezeu și zicând, lăudând pe Dumnezeu și zicând, mărire între cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni binevoire. Corul ceresc trebuie să fi fost foarte puternic dacă păstorii de pe pământ au dezlușit atât de bine până și cântecele, cuvintele cântecelui. După cum se vede, povestirea lui Luca se deosebește mult de celelalte povestiri. Nici la Marcu și nici la Matei nu găsim ieslea și staulul. Matei explică venirea la Betleem ca o necesitate pentru îndeplinirea unei proroci. Luca aduce pe părinții lui Hristos în Betleem ca și cum acest lucru ar fi fost cerut de lege pentru recensământ. Despre fuga în Egipt aici nu se spune niciun cuvânt. Niciun fel de stea de la răsărit, nici maci care să aducă aur și tămâie noului născut nu apar la Luca. În schimb, el vorbește de păstori care mână vitele iarna pe câmp și de îngeri care preamărez nașterea lui Dumnezeu. 4. Genealogia lui Iisus Hristos. Contrazicerile dintre povestirile lui Luca și Matei în privința nașterii lui Hristos apar și mai evidente când ei prezintă genealogia lui Hristos. Ambii evangheliști îl consideră pe regele David ca pe unul dintre strămoșii de seama ai lui Hristos. Prin aceasta ei voiau să arate că Hristos e de neam mare, că se trage chiar din familia regelui David și deci din Dumnezeu. Iată cum prezintă cei doi evangheliști genealogia lui Hristos. Genealogia lui Hristos la Matei. 1. David, 2. Solomon, 3. Roboam, 4. Abia, 5. Asa, 6. Iosafat, 7. Ioram, 8. Ozia, 9. Iotam, 10. Ahaz, 11. Ezechia, 12. Maneasa, 13. Amon, 14. Iosia, 15. Ioachim, 16. Iehonia, de la David până la captivitatea babiloniană. 17. Salatil, 18. Zorobabel, 19. Abiud, 20. Eliachim, 21. Azor, 22. Sadoc, 23. Achim, 24. Eliud, 25. Eliazar, 26. Matan, 27. Iacob, 28. Iosif, 29. Hristos. După captivitatea babiloniană până la Isus. Cronologia lui Hristos la Luca. Cum este oare posibil așa ceva? Ei nu au fost în stare să ticluiască nici măcar genealogia poporului Dumnezeu,
în așa fel ca cele două evanghelii să nu se bată cap în cap. Se vede că nu e ușor să născocezi genealogia Fiului lui Dumnezeu, mai ales atunci când prin ea trebuie să fii pe placul proletarilor, Iisus, fiu de dulgheri, și pe placul aristocraților, Iisus, os domnesc. 5. Evanghelia lui Ioan. În sfârșit, mai există încă o evanghelie, cea a lui Ioan, care nu seamănă deloc cu toate celelalte. Această evanghelie a fost scrisă mult timp după celelalte, când, prin urmare, existau deja multe povestiri despre Hristos. Cum descrie acest evanghelist nașterea lui Hristos? Ioan nu pomenește nimic de prorociri și nici de părinții lui Hristos Dumnezeu. Numai în capitolul 6 aflăm că Hristos a avut părinți pământeni. La Ioan, Hristos este numit mielușelul lui Dumnezeu, adică mieluț miel. Iisus este numit și cuvânt, deoarece la început a fost cuvântul. Cuvântul a existat dintotdeauna. Așadar, pe Hristos nu l-a născut nimeni. Nici o femeie muritoare, nici o fecioară nu l-a purtat în pântecele sale. Și cuvântul s-a făcut trup și s-a sălăzluit între noi, plin de dar și de adevăr. Ioan nu ne spune în ce fel s-a produs întruparea, cum a devenit cuvântul Dumnezeu om Iisus, care a propovăduit după aceea a murit pe cruce înălțându-se la cer. De astfel, ar fi fost și greu să o facă, trebuie să crezi, spun popii. A trecut însă timpul unei astfel de credințe, noi vrem să verificăm. Dar ce se întâmplă atunci când începem să verificăm toate poveștile evanghelice despre nașterea lui Hristos după cele patru evanghelii canonice existente? 1. În ceea ce privește povestea nașterii lui Iisus Dumnezeu, nicio evanghelie nu se potrivește cu cealaltă. 2. Povestirile nu corespund adevărului istoric, faptelor istorice verificate de istorie. 3. Povestirile din evanghelii despre nașterea lui Dumnezeu ne determină să le căutăm obârșia în istoria mai veche și să ne punem întrebarea. Nu cumva sunt ele luate dintr-un trecut și mai îndepărtat de religii mai vechi? Tocmai acest lucru aveam de gând să-l facem. Pentru aceasta vom cerceta istoricii și legende mai vechi ale diferitelor popoare și din diferite țări despre nașterea zeilor, despre Imaculata Concepțiune, despre Fecioare Născătoare de Dumnezei, Fii de Dumnezei, despre stele, magi, iezle, miei, cruce și despre tot ceea ce este legat de poveștile bisericii creștine privind nașterea din sânul poporului evreu, acum aproape 2000 de ani, al lui Dumnezeu Iisus din Fecioara Maria, fără contribuția dulgherului Iosif, soțul ei. Imaculata Concepțiune, Născătoare de Dumnezeu. Cred, în antichitate, oamenii vreau să preamărească pe cineva, îndeseori când îl proclamau zeu, când se închinau cuiva, ei căutau un acel om însușir care să-l deosebească de toți ceilalți muritori. De aceea, foarte adesea, ei atribuiau unui om sau altuia o bârșie dumnezeiască, îl divinizau și îl considerau zămislit de Dumnezeu. De multe ori regii, pentru a se înălța în ochii mulțimii și a-și întări puterea asupra maselor populare, afirmau despre ei că ar fi de obârșie dumnezeiască și că au purces din zămislire neprihănită. Aproape în toate țările găsim sumedenie de asemenea povești. În aceste povești, uneori zeii coborau pe pământ, se îmbrăcau cu femeile, se împreunau cu femeile, prin care doreau să se întrupeze ca oameni pe pământ, alteori posedau aceste femei chiar cu forța. Adesea, în timpul somnului, pătrundeau în corpul femeii și o lăsau grea. În același scop, câteodată ei trimiteau Duhul Sfânt în chip de porumbel sau rază de lună în șapte culori sau sub forma razelor de soare. În unele cazuri, pentru același scop, zeii se transformau chiar și în animale, boi, șerpi, elefanți, rinoceri. Dar cel mai interesant este că în astfel de situații femeile reușeau să rămână fecioare, fete neprihănite, fapt pentru care erau venerate, ba chiar și astăzi mai sunt venerate de milioane de oameni credul prostiți de opiul înșelătoriei religioase. Iată câteva exemple din cele mai evidente și numărul lor ar putea fi mult mai mare.
1. Cu 1500 de ani înaintea erei creștine, Mutemua, preotasa fecioară egipteană, l-a născut pe regele Amenhotep III. Pe pereții templului din Luxor, acest eveniment a fost înfățișat în scenele de mai jos. A. Vestitorul zeilor tot o înfățișează pe viitoarea mamă fecioară regină că în curând va naște un copil. B. Imaculata supranaturală concepțiune, zeul Nefisis, Duhul Sfânt pătrunde tainic în fecioară, ducându-i la gură crucea, semnul vieții. C. Nașterea zeului om. D. Pruncului se închină zeii și oamenii, printre care trei prinți magii care aduc daruri. În această scenă este înfățișată și crucea ca imagine simbolă a vieții și nu a morții. 2. Într-un alt templu egiptean precreștin, Dendera, închinat zeiței fertilității, Hathor, este înfățișată această sfântă născătoare de zeu cu pruncul dumnezeesc în brațe. 3. Isis, zeița egipteană a fecundității, a născut după credința egiptenilor prin imaculata concepțiune pe zeul soarelui Horus. Mici statui înfățișând pe Isis și pe Horus erau răspândite în antichitate pe tot țărmul Mării Mediteranei și în întregul Orient. În parte, acestea au servit drept modele evangheliștilor creștini. Pe un templu al zeiței Isis era săpată următoarea inscripție: Eu sunt mama stăpânului Horus și nimeni nu mi-a ridicat rochea. 4. Cu ocazia săpăturilor de la Atena, printre rămășițele antice găsite la Cartagina, în Cipru, în Asiria, s-au descoperit de asemenea chipuri ale unor născătoare de zei cu pruncul în brațe. Este vorba de fecioarele Afrodita, Venus, Junona, Ishtar, Astrate, etc. Nu trebuie să uităm că fecioara Junona, care susțin despre ea miturile, a avut câțiva copii. Minerva, de asemenea, a fost mamă în câteva rânduri, rămânând totuși fecioară. Cu toate că în mituri Junona a fost siluită de zeul Vulcan, iar Minerva de Neptun, amândouă au rămas fecioare. 5. Ra, zeul egiptean al soarelui, a fost născut de o mamă fecioară, zeița cerului Nut, fără ajutorul lui vreunui bărbat. 6. Zeul frigian Atis a născut din fecioara mamă Nana, care ar fi rămas însărcinată căzându-i în sân în sâmbure de migdală sau de rodie. 7. Zeul grec al viței de vie Dionisis este fiul lui Zeus și al fiicei de rege Semela. Întrucât mama a murit după zămislire, el a fost purtat de Zeus, care l-a cusut în coapsa lui. 8. Eroul grec Perseu a fost născut de fecioara Danae, iar istoria lui seamănă într-atâta cu istoria lui Hristos, încât martirul Justin, care a trăit în secolul al II-lea, explică acest fapt arătând că diavolul, știind că Hristos va veni curând pe pământ, a ticluit lucrul astfel ca toate meniunile să aibă loc înaintea venirii lui Hristos. 9. Adonis, zeul vegetației la asirio-fenicieni, Osiris, înrudit cu el și figura centrală a treimii egiptene, precum și Mitha, zeul persan al soarelui, s-au născut din fecioare neprihănite. În legendele despre ei, care circulau cu mult înainte de era creștină, găsim aproape toate caracteristicile nașterii, vieții și morții lui Hristos. 10. În povestirile despre Buddha, care după legende s-a născut din Maya, cu 500 de ani înainte de apariția creștinismului, găsim de asemenea multe elemente asemănătoare cu cele din povestirea despre nașterea lui Hristos. După cum spun legendele, înainte de a se naște, Buddha trăia în cer. Pentru a izbăvi toate ființele vii de suferințe și de moarte, el a hotărât să se întrupeze în om cu ajutorul unei femei pământene. Privind în jur peste întinsul pământului, a văzut-o pe neprihănita fecioară Maya și a ales-o. A coborât pe pământ și a pătruns în trupul ei sub forma unei raze în 5 culori. Astfel, a avut loc Imaculata
une a lui Buddha. La nașterea lui i-a apărut pe cer o stea. Regii au venit să-i se închine și a adus daruri. În acest timp s-au ivit semne minunate pe cer, pământul s-a cutremurat și s-a auzit glasul numeroasei oști cerești. Toate acestea au fost notate cu 500 de ani înainte de era creștină. N-a constituit oare această legendă, măcar în parte, material pentru poveștile evangheliștilor despre Fecioara Maria și Hristos? Această idee se impune cu atât mai mult cât unul dintre magii prezice lui Buddha că va ridica de pe lume valul întunericului și al păcatului. După aceea, Buddha este adus în templu unde îi se închină chiar și zeii. Evanghelistul Luca povestește cum odată, la o sărbătoare, părinții l-au pierdut pe Iisus și cum l-au găsit mai târziu stând de vorbă cu niște cărturari. Același lucru s-a povestit și despre Buddha. Se mai spunea despre Buddha că odată diavolul Mara l-a ispitit în deșert, dar Buddha a rămas neînduplecat. Buddha s-a schimbat la față pe munte, făcea minuni, vindeca bolnava, alunga duhurile rele. El a murit și după moarte s-a înălțat la cer. Iată deci ce povestesc autorii scrierilor religioase hinduse despre zeul lor cu 500 de ani înainte de apariția creștinismului. Învățătura budistă și credința în Buddha s-au răspândit în rândurile a sute de milioane de oameni din Asia și cu mult înainte de apariția creștinismului, legendele budiste pătrunseseră în toate țările învecinate. 11. Confucius este întemeietorul unei religii din China antică care a recrutat milioane de adepți. O foarte veche legendă chineză relatează următoarele despre nașterea acestui zeu om. Odată, maică s-a lazărit pe Qin Lin, un monstru cu un corn. Monstru s-a apropiat de mama lui Confucius și a scos din gură o piatră prețioasă. Din această piatră a fost zămislit Confucius. Există și legende despre minunile săvârșite de Confucius. Și pe el îl ispitește diavolul și el înfăptuiește aceleași minuni care îi se atribuie lui Hristos. 12. Zarathustra. Legendele în legătură cu acest propovăduitor au apărut în Persia, țară vecină cu Siria și Babilonia, tot cu aproximativ 500 de ani înainte apariției creștinismului. În cărțile persane se spune că nașterea lui Zarathustra ar fi fost prezisă încă cu 3000 de ani înainte. Se spune chiar că un taur, ca și măgărița lui Bileam, ar fi prorocit cu grai omenesc această naștere. Un rege din acea vreme, Yemeshed, ar fi prevenit diavolii că va veni pe pământ un bărbat falnic și va înfrânge pe toți. Zarathustra, ca și Hristos, Buddha și alți zei, a fost și el zămislit în chip miraculos. În acest scop, zeul luminii și al binelui, Ormuz, a trimis un arhanghel care a adus Sfântul Duh într-o tulpină de plantă. Tulpina a fost dată spre păstrare mamei lui Zarathustra și iată că corpul s-a împreunat cu Duhul, paza și slava lui, îngerii au ajutat la aceasta, iar duhurile rele s-au străduit în fel și chip să împiedice unirea. Așa se spune în cărțile sfinte persane. Mai departe, totul merge perfect. La nașterea zeului Zarathustra, arborii și râurile au înălțat cântece de slavă, pe cer au apărut noi stele și noi aștri, iar zeul întunericului și a răului, Ahrisman, împreună cu spiritele lui rele, au fugit să se ascundă în străfundurile pământului. O lumină dumnezeiască a înconjurat casa în care s-a născut Zarathustra și cu toate că niște ucigași au încercat să omoare pruncul, providența i-a împiedicat. Îngerul ceresc a povățuit ca pruncul să fie dus într-un alt ținut pentru a fi ferit de primejdie, ca în povestea din Evanghelie despre fuga lui Iosif și aia Mariei în Egipt. La 30 de ani și Zarathustra se schimbă la față. Este și el ispitit zadarnic de diavol în deșert. Zarathustra mergea prin țară, propovăduia credință, săvârșea minuni, vindeca bolnavi, orbi, cocoșați, muți.
Nu găsiți oare că figura lui Iisus Hristos se extă deja cu o jumătate de milion înainte de creștinism? 13. Apolonios din Tiana. Acest predicator grec, după cum spune legenda, a trăit cam în aceeași epocă în care a trăit Iisus, potrivit doctrinei creștine a doua jumătate a secolului I. Iată ce spune despre el o carte scrisă curând după apariția primelor evanghelii. Proteu, zeu grec al mării, i s-a arătat mamei lui Apolonie și i-a spus că vrea să se întrupeze prin ea. Într-o zi a adormit și a visat niște lebede care cântau un cântec. Trezindu-se, a născut un băiat în timp ce cerul era brăzdat de fulgere. După aceasta începe viața lui Apolonis, făcătorul de minuni, care săvârșește tot felul de miracole, mergând până la învierea morților, el înlătură ciuma, oprește cu tremure de pământ și când îi vine vremea să moară, se înalță la cer. Apolonis din Tiana a fost cinstit chiar și de unii creștini, iar împăratul Alexandru Sever, secolul al III-lea, a așezat chipul acestuia în casa lui de rugăciuni, alături de chipul lui Hristos. 14. Huitzilopochtli, zeu al indienilor mexicani, a fost de asemenea, după cum spune legenda, născut în chip miraculos de o fecioară. Coatlica, mama acestui zeu, a văzut în aer robile zburătoare din pene în culori vii, ea a pus-o în sân și de îndată s-a simțit mama. Am înșirat, cred, destule exemple de nașteri miraculoase, de zei zămizliți, de ficioare neprihănite. După cum am mai spus, asemenea legende sunt fără număr, găsindu-se aproape la toate popoarele și în toate religiile. Dar numai zeii erau socotiți de origine divină, ci și regii, precum și alți oameni de seamă au încercat în anumite perioade istorice să-și proclame obârșia dumnezeiască, pretinzând că se trag din fecioare. Astfel, când Alexandru Macedon a fost ridicat la rangul de zeitate, s-a născut și povestea că mama sa Olimpiada l-ar fi zămislit cu zeul grec Zeus, în timp ce preoții egipteni susțineau că este fiul zeului lor Amon. Pe unul dintre monumentele antice este săpat o inscripție atribuită regelui Sargon I, cu mai bine de 2300 de ani înainte de creștinism. Eu sunt Sargon, puternicul rege al Acadiei. M-a zămizlit mama, o neprihănită preoteasă. După ce Gingis Khan a cucerit o mare parte din Asia și a creat acel imperiu care făcea să tremure Europa, curtenii săi au alcătuit o genealogie potrivit căreia și el purcedea dintr-o fecioară nevinovată. Desigur, pentru a explica toate aceste legende, nu este de ajuns să spunem că pentru zei și oameni, deosebit s-a născocit un alt mod de zămislire și de naștere decât acel al muritorilor de rând. Paul Lafargue, socialist militant de seamă, discipol al lui Marx, explică apariția acestor legende prin faptul că în vremurile străvechi, existând căsătoria pe grupe, fecioara, era o mare raritate. În acele vremuri, la popoarele din vechime, fecioarele trezeau uimirea tuturor și pe alocuri oamenii li se și închinau. Când în locul căsătoriei pe grupe a apărut căsătoria monogamă, femeia era considerată fecioară până când se căsătorea. Deci, chiar dacă fusese mamă înaintea căsătoriei, potrivit concepției de atunci, tot fecioară era socotită, așa cum am văzut și în numeroasele exemple de mai sus. În Grecia, fiul unei femei necăsătorite se numea fiul fecioare. Orice femeie necăsătorită era socotită fecioară. În cursul unei perioade destul de îndelungate din istoria omenirii, familia a fost astfel alcătuită decât azi. Pe atunci, capul familiei era mama, iar nu tatăl. Femeia era socotită conducătoarea familiei. Această perioadă din istoria omenirii s-a numit matriarhat, rudenia socotindu-se nu după tată, linie paternă, ci după mamă, linie maternă. Sub influența dezvoltării economiei,
în special a agriculturii și a păstoritului, treptat această organizare a familiei a cedat locul alteia, în care rolul conducător îl avea bărbatul. Dar femeia nu a renunțat atât de ușor la întâietate. S-ar putea aduce o mulțime de exemple ilustrând această luptă. Un erou al acestei lupte sunt și nenumărate legende despre zămisliri neprihănite, despre fecioare care nasc fără ajutorul unui bărbat. Femeia căuta să arate că ea se poate lipsi de bărbat chiar și atunci când era vorba de zămislirea copiilor. Astfel, în Kalevala, culegere de legende populare calerofine, se povestește despre eroul popular Veinemeino, pe care l-a născut fecioara Ilmatar, fecundată de vânt, iar pe această fecioară a născut-o Lunatar. În același loc se vorbește și de fecioara Mariata, care a născut după ce o afinei s-a răstogolit pe roche, de pe roche a nimerit în gură și de acolo în stomac. În bazmele populare ruse, unele fete rămân însărcinate dacă înghit un bob de mazăre. S-a mai format credința că femeia poate rămâne grea pur și simplu din cauza că pe o anume cale pătrunde în sânul ei un duh, de pildă duhul unui strămoș. În timpul acestei lupte, bărbatul, care punea tot mai multă săpânire pe gospodărie și căuta să-și subordoneze femeia, încerca să demonstreze că și el poate să nască fără ajutorul femeii. La multe popoare există un obicei numit covada, atunci când femeia naște, bărbatul se culcă și el în pat și prin strigăte și tot felul de gesturi încearcă să arate că se chircește din cauza durerilor facerii. După nașterea copilului, e pus lângă bărbat care primește felicitările rudelor și prietenilor cu ocazia venirii pruncului pe lume. Când zeița Junona se lăuda că i s-a născut pe Marte și Hebe fără ajutorul bărbătesc, geul Jupiter îi răspundea că el la rândul său a născut-o pe Minerva direct din capul lui, iar pe Dionisis din coapsă. Jupiter a fost chiar înfățișat uneori cu barbă, dar și cu piept de femeie. O legendă grecească explică astfel nașterea lui Orion, pe care Zeus l-a înălțat la cer. Într-o zi, zeii greci Zeus, Poseidon, Bacu și Hermes au vrut să răsplătească pe Oinopion, fiul lui Bacchus, pentru ospitalitate. Ei l-au întrebat ce dorește. Acesta dorea să aibă un fiu. Atunci cei trei zei au urinat în pielea boului care fusese sacrificat în cinstea lor la ospăți, au îngropat-o în pământ, iar după 9 luni s-a născut Orion, pe care l-a purtat în pântece chiar pământul. Dar nici femeile nu s-au lăsat mai prejos. Pe insula Cipru a apărut statuia Venerei cu barbă, iar la Roma era venerată zeița Fortuna, reprezentată și ea cu barbă. În cele din urmă au apărut și zeii hermafrodiți, adică bărbați și femei în același timp, iar episcopul Sinesius din Ptolemais a compus un imn bisericesc care sună astfel: tu ești tată, tu ești mamă, tu ești bărbat, tu ești femeie. Ce concluzii putem trage din aceste legende ale diferitelor popoare despre zei și zeițe, legende care au fost alcătuite cu mult înainte de apariția poveștilor despre Fecioara Maria și Iisus Dumnezeu? 1. Cu mult înainte de apariția creștinismului, a existat în multe țări și la multe religii toate elementele legendei lui Hristos. Prorocirea că se va naște un mântuitor vestirea de către îngeri a mamei fecioare, care îl va naște pe Dumnezeu sau pe Fiul lui Dumnezeu, stelele și alte fenomene cerești care au însoțit această naștere, glasuri cerești, porumbelul în chip de Duh Sfânt, precum și toate amănuntele privind nu numai nașterea, dar și anii copilăriei și ai maturității unor zei și semizei, Buddha, Zarathustra, Mitra, etc. Toate legendele din vechime conțin elemente care, peste câteva sute de ani, aveau să fie introduse de evangheliști în povestea lui Hristos și adaptate mai târziu, într-o formă sau alta, la legendele, datinile, canoanele și dogmele creștine. 2. În legendele despre Hristos, religia creștină a împrumutat mult de la alte religii cunoscute în vremea aceea.
3. Succesele rapide ale creștinismului la diferite popoare se explică în parte și prin faptul că el a împrumutat mult din elementele religioase și din credințele popoarelor care trăiau pe vremea aceea în Imperiul Roman.